În ultima vreme, fenomenul Bitcoin și criptomonede ia amploare tot mai mare, astfel că toată lumea ar vrea câte o bucățică de Bitcoin, sau de ce nu, unul întreg, sau chiar mai mulți. Surprinzător însă, deși sistemul cripto este super digitalizat, fanii cripto rămân în continuare mari iubitori de cash. Pe de altă parte, nu toată lumea deține cunoștințe tehnice avansate, astfel încât să-și facă conturi pe diverse platforme și să transfere bani să și alimenteze conturile să cumpere de acolo criptomonede. Sau, poate ai aceste cunoștințe tehnice avansate, dar sunt momente, noaptea și în weekend, când băncile nu lucrează. Până în acest moment, ar fi fost două soluții să cumperi Bitcoin cu cash: grupuri de pe Telegram și ATM-urile de cripto. Aici intervin însă problemele. Din grupurile de pe Telegram, la care oricum nu are acces toată lumea, te poți întâlni față în față cu o altă persoană să faci schimbul, dar au fost foarte multe probleme și multe țepe, mulți oameni care în loc să își rezolve problemele au rămas și cu banii sau bitcoinii luați. Pentru țepe o să dedicăm chiar un episod separat, pentru că multe dintre ele sunt chiar ingenioase sau amuzante, dar nu pentru păgubiți, asta cu siguranță. A doua posibilitate, ATM-urile de cripto, dar care au și ele numeroase probleme. Au comisioane exagerate, de multe ori efectiv nu funcționează, nu sunt alimentate cu suficienți bani, iar programul de lucru este dependent de cel al centrelor comer comerciale pentru că cele mai multe sunt în moluri și nu există un suport foarte prompt la ele. Chiar am un prieten care a băgat banii, ATM-ul nu i-a dat absolut nimic, nici măcar o chitanță, iar la telefonul afișat nu a răspuns nimeni cu zilele. Sincer să fiu, nici, nici în acest moment nu știu dacă și-a rezolvat problema. Astfel că plecând de la necesitate, am identificat problemele de mai sus și venim și cu o soluție. Soluția este rețeaua CryptoSpot by LDV Bank. Ce este un CryptoSpot și cum funcționează? CryptoSpot este în primul rând un sediu fizic în care poți să mergi să cumperi și să vinzi criptomonede cu cash de la un operator uman, unul dintre colegii noștri, fără să fie nevoie să faci cont pe nicio platformă și la fel fără să fie nevoie să ai niciun fel de cunoștințe tehnice în domeniu. Cum funcționează tot procesul? Haideți să simulăm o cumpărare cu cash. Ajungi la sediu, vezi pe tableta din geam cursul care se actualizează la fiecare 30 de secunde și este legat la platforma noastră online ldvbank.com. Apoi, ca și la, la, schimbul valutar, se scanează buletinul, tot pe tabletă. Agentul de la ghișeu ia banii, contravaloarea cantității de bitcoin pe care dorești să o cumperi, îi numără și execută un trade intern pe platforma noastră. Clientul furnizează de pe telefon un wallet, un portofel digital de cripto, tableta din geam scanează codul QR al portofelului și trimite cripto cumpărat automat la adresa indicată. Se printează apoi un raport de tranzacție care conține toate detaliile și clientul pleacă mulțumit. Vânzarea de criptomonede conține aproximativ aceiași pași executați logic în sens invers. De ce să alegi să cumperi sau să vinzi criptomonede prin rețeaua noastră? Pentru că în primul rând este foarte simplu. Nu trebuie să faci cont pe nicio platformă, trebuie doar să deții cash-ul sau criptomonedele. De asemenea, toate operațiunile sunt făcute de un operator uman, astfel că șansele de a greși sunt reduse la 0%. Un detaliu mic, dar care contează, spre deosebire de ATM-uri unde banii sunt introduși unul câte unul, lucru deranjant și obositor la sume mai mari, în rețeaua CryptoSports, banii sunt numărați integral de către operator cu ajutorul mașinii de numărat bani care este prezentă în fiecare locație. ATM-urile se confruntă deseori cu lipsa lichidității, adică vrei să iei bani și nu ai de unde. La CryptoSports, în fiecare locație, găsești întotdeauna un plafon de minim 10.000 de euro per locație. Spre deosebire de bănci care nu lucrează noaptea și în weekend și de ATM-uri care sunt dependente de programul centrelor comerciale 10-22. Cele mai multe locații în care va funcționa rețeaua CryptoSpot vor avea program non-stop. Tot procesul de vânzare-cumpărare este foarte rapid. Targetul nostru ca și proceduri este ca userul, clientul, să nu petreacă mai mult timp în casa de schimb valutar decât la un ATM de cripto. De ce am ales pentru colaborare casele de schimb valutar? Teoretic, un CryptoSpot poate funcționa în orice locație care își autorizează un cod ca adecvat, deține un laptop și acces la internet. Am ales în primă fază casele de schimb valutar pentru că de zeci de ani deja ele asta fac. Schimbă bani, au experiență cu cash-ul, cu clienții, stau foarte bine din punct de vedere al securității și noi punem mare accent pe asta. Și foarte important, au program non-stop sau foarte lung. O să mergem o bună perioadă de timp pe parteneriate cu case de schimb valutar, dar să nu vă mire când veți vedea crypto spots și în cafenele, restaurante, supermarketuri sau la dealeri auto. Haideți să vedem acum ce stă din punct de vedere informatic în spatele CryptoSpots. Teoretic, orice casă de schimb ar putea să-și facă cont pe o platformă, chiar pe LDV Bank avem conturi corporate și să vândă criptomonede. Dar asta ar însemna un sistem de lucru foarte rudimentar, ori în spatele aplicației noastre s-a depus foarte multă muncă de automatizare din punct de vedere al managementului și al contabilității. Pentru partenerii case de schimb avem conturi cu user pe diverse nivele de acces, balanțe, contabilitate. Toate lucrurile se desfășoară în timp real, astfel încât nimeni să nu fie afectat de volatilitatea cursului, care rămâne o problemă reală în lumea cripto. Comunicatul nostru oficial de lansare a CryptoSpots a fost foarte bine primit pe grupurile cripto specializate. Știrea a fost preluată de canale media importante și deja am primit uh, propuneri de colaborare din mai multe orașe din țară, din Iași, din Oradea, din Târgu Jiu, din Constanța. Semn că în multe locuri din țară este nevoie de un asemenea serviciu. Dacă vreți să venim în orașul vostru, dați-ne de știre și recomandați-ne cele mai populare locații cu care să putem colabora. Regimul de colaborare este similar cu Western Union. Noi venim cu platformă, cu know-how, chiar și cu bani pentru că este nevoie de depozite pentru ca totul să se miște foarte rapid, iar locațiile vin cu sediul și operatorii. Între timp, vă invităm în București la primul punct de lucru din rețeaua CryptoSpots, care este deja funcțional. Dacă vrei să fii la curent cu ultimele noutăți, like, share, subscribe.